În momentul de față vreau să vă spun că noi ne aflăm într-un litigiu cu operatorul de salubritate, tocmai pentru a stabili aceste lucruri. Însă, din păcate, e posibil ca acest litigiu să dureze foarte mult și luna martie se apropie foarte, foarte repede, cu pași rapizi, moment din care România va intra în infringement cu Comisia Europeană în ceea ce privește aceste platforme temporare. Mai există 17 astfel de platforme la nivelul României, plus depozite neconforme mai vechi. Vom căuta factorii și, practic, acest lucru a făcut apel și doamna ministru la un consens la nivelul Consiliului Județean. Acest lucru l-am propus și eu și, dacă e cazul, să avem o întâlnire cu reprezentanții Consiliului Județean, având în vedere că e o problemă care ține de o anumită zonă a județului, nu numai de municipiul Roman, se pot găsi soluții ca printr-o finanțare de la Consiliul Județean să putem obține relocare. Dar, repet, până nu voi ajunge la doamna ministru și să-i prezentăm situația, pentru că fiecare din aceste platforme are particularitatea ei. Și atunci, așa am convenit cu doamna ministru, să mă întâlnesc cu dumneavoastră, să-i prezint printr-un memoriu situația de fapt și ulterior să găsim soluția cea mai bună.